5 dintre cei 7 atleți care au reprezentat Mediaș-ul la ediția din acest an a Jocurilor Internaționale ale Copiilor au reușit să ajungă în finala probei la care au concurat. Niciunul nu a reușit însă să urce pe podium. La 1500 de metri și aruncarea greutății, Marius Vereș, respectiv Flavius Câmpian, clasându-se pe poziția 4. Cele mai bune clasări au fost obținute de către sportivul Vereș Marius la 1500 de metri, care s-a clasat pe locul 4. De asemenea, Câmpian Flavius la aruncarea greutății, locul 4. Copa Norbert, tot la aruncarea greutății, locul 5, și Țopa Bogdan, locul 7, la 1500 de metri, iar Mija Tania, locul 8, la aruncarea greutății. Toate aceste rezultate i-au calificat în finala primilor 8 sportivi, în finalele acestor probe atletice, iar rezultatele lor, așa cum am spus, deși au fost în multe cazuri recorduri personale, nu au reușit să ne urce, să ne claseze pe podium. Sperăm pentru anul viitor, dacă rămânem în aceeași formulă cu Copan, să reușim la aruncarea greutății să ne clasăm în primele 3 rezultate. La tenis de masă, Mediaș-ul a fost reprezentat de 2 sportivi. Dacă Mădălina Mărginea nu a reușit să treacă de faza grupelor, Alexandru Măierian a ajuns în faza 16-milor, unde a fost și el eliminat. Tenisul de masă a fost reprezentat de 2 sportivi, o fată și un băiat. După cum ne-am așteptat, noi am avut meciuri foarte grele cu sportivii asiatici, nu ne-am putut feri de ei, i-am întâlnit și în grupe. De aceea Mărginean Mădălina a pierdut și la fata din Coreea și la fata din China, s-a clasat pe locul 3 în grupă. Alexandru Măierean a pierdut un meci cu un sportiv din China, s-a clasat pe locul 2 în grupă și jucând mai departe a întâlnit un sportiv din Taipei, de la care a pierdut și a ieșit din concurs. Poate anii viitori, avem acum o grupă de fetițe foarte bune, să ajungem să ne batem și noi la un rezultat. Jocurile internaționale ale copiilor s-au desfășurat în perioada 28 iunie-3 iulie în orașul Manama din Bahrain. La startul competiției s-au aliniat 1500 de sportivi din peste 100 de orașe din 50 de țări ale lumii.